Mă numesc Doina, m-am născut pe Sfântul Gheorghe, în 1949, în comuna Corbu, fiind primul dintre cei trei frați, iubită și răsfățată de către tatăl meu. Când eu aveam 5 ani și jumătate, tatăl meu a plecat la cele veșnice. Totul s-a schimbat. Am devenit un copil trist, dar foarte ambițios. În memoria lui, am vrut să fiu prima la școală. Am învățat bine, iar doamna învățătoare mi-a pus fotografia la panoul de onoare al școlii în fiecare an. Am absolvit școala generală și am fost admisă la liceu. Aici a început o nouă viață pentru mine, viața de internat, unde am legat prietenii pe viață împreună cu colegii și doamna pedagogă, formând o adevărată familie. Doamna era alături de noi cu sfaturile și încurajările, de aceea noi toți o numeam Mama Angela. După terminarea liceului, am lucrat la tabăra de copii năvodari. În anul 1968 l-am cunoscut pe soțul meu, cu care ne-am și căsătorit. Și a venit pe lume fiul meu, Raul, un copil dorit și iubit de toți. Împreună am format și formăm o familie fericită. Timpul a trecut, împărțit între familie și serviciu, iar în anul 2008 am ieșit la pensie. Am lucrat 41 de ani ca telefonistă. Nici nu știu când au trecut ani. Odată cu ieșirea la pensie, mi-am descoperit o pasiune: călătoriile. Multe călătorii, experiențe de viață. Călătoria pe Dunăre, în zona cazanelor mari, cazanele mici, alături de sora mea cea mică, Carmen, a fost ca un vis. M-a impresionat forța apei, peștele care trecea pe lângă noi, vegetația unică, dar mai cu seamă statuia în stâncă a regelui Dag Decebal. O altă locație vizitată a fost Târgu Jiu, cu multitudinea de opere brâncușiene bine cunoscute: Coloana Infinitului, Poarta Sărutului și Masa Tăcerii. Coloana Infinitului ca simbol al vieții noastre, fără de sfârșit prin ceea ce lăsăm în urmă. Masa Tăcerii, unde am învățat că uneori în viață tăcerea e de aur, și Poarta Sărutului, care amintește că numai în iubire viața are sens. Călătoria am încheiat-o cu o vizită la mănăstirea Tismana, cea mai veche și mai măreață dintre mănăstirile de peste Olt, cum a numit-o Grigore Alexandrescu. Aici m-am rugat la moaștele Sfântului Nicodim de la Tismana. Aceasta este o călătorie din povestea mea de viață.